Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Svetlana Gore vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Începem cu principalele subiecte ale ediției. Deputații parlamentelor de la Chișinău și București au semnat astăzi o declarație comună prin care se reafirmă că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană alături de România. Forțele de ordine îndeamnă participanții la evenimentele de mâine la calm și înțelegere. Cei care vor veni la Marșul Solidarității, dar și cei care vor participa la concertul dedicat Zilei Absolventului, trebuie să evite conflictele și altercațiile. În Ucraina, rezistența continuă la Severodonețk, iar rușii încearcă să străpungă frontul prin nord, în încercarea de a prelua controlul total asupra Donbasului. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană alături de România. Acesta este mesajul transmis astăzi de la Chișinău în ședința comună a parlamentelor Republicii Moldova și României. Oficialii de la București au declarat că România va oferi sprijin necondiționat Republicii Moldova în parcursul european. Ședința istorică s-a încheiat cu semnarea unei declarații comune la doar o zi după ce Comisia Europeană a recomandat Consiliului Europei să ofere Republicii Moldova statut de stat candidat pentru aderare la UE. Președintele Parlamentului Republicii Moldova a declarat că prin parteneriatul cu România este creat un nou instrument care va ghida activitatea legislativului de la Chișinău în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Podurile nu ne despart, dar ne unesc. Și din fericire și eu astăzi am șansa împreună cu dumneavoastră să savurăm acest moment important pentru țările noastre. Suntem conștienți că grație sprijinului vostru, dragi prieteni, dragă România, putem reuși în mod practic să ne conectăm la Europa. Trebuie să valorificăm această oportunitate, astfel încât să putem avansa agenda bilaterală și proiectele menite să conecteze Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Este un deziderat fundamental deopotrivă pentru Republica Moldova, dar și pentru România. Ne dorim ca sprijinul politic, financiar și tehnic acordat de Uniunea Europeană în procesul de integrare să fie unul cât mai substanțial, vizibil și resimțit de cetățeni. România nu dorește să dea lecții nimănui. Avem dreptul să avem divergențe. Putem, de pildă, să ne certăm cine are cel mai bun vin. Sau dacă zdop și zdup ar trebui să reprezinte și România la Eurovision ca să luăm și noi un loc mai bun. Este însă timpul să ne asumăm acest destin comun prin dezvoltarea inclusivă a unei zone economice și comerciale comune și facilitarea fluxului de persoane. România a demonstrat că poate fi un model de succes pentru Republica Moldova, dar mai ales un partener sigur în parcursul european. Dincolo de limbă, istorie, cultură și tradiții, în Uniunea Europeană ne regăsim valorile și modelul de dezvoltare în care credem cu tărie. România ne-a fost mereu aproape pe acest drum și mulțumim cetățenilor români pentru tot sprijinul și ajutorul oferit în aceste 3 decenii. Oficialii au reafirmat că problema transnistreană și dependența energetică de Rusia nu sunt piedici în parcursul european. Nimic și nimeni nu o să stea în drumul pe care îl are de parcurs Republica Moldova către Uniunea Europeană. Mai ales în acest context cu un garant, un stat membru al Uniunii Europene de 15 ani, România. Vreau să vă spun o certitudine. Republica Moldova nu va intra într-o criză energetică. România are datoria să fie în toată această perioadă alături de Republica Moldova. În ceea ce privește conflictul înghețat, decizia Parlamentului este clară. Sunt sigur că s-au luat în considerare toate riscurile și s-a văzut că nu au înclinat de favoarea Republicii Moldova. E datoria noastră, așa cum am spus, a tuturor, să ne asigurăm că niciun stat săptămâna viitoare nu se va opune și e important, repet, să fie statut de stat candidat
fără condiționalități. Nu așteptăm scurtături, să ni se ofere etape, să ardem etape. Noi știm că trebuie să facem totul ca la carte. Noi trebuie să consolidăm instituțiile noastre, să demonstrăm reziliență, în special în crize. Ședința s-a încheiat cu semnarea unei declarații comune. Următoarea reuniune a celor două parlamente va avea loc la București. Atmosfera la ședința comună a Parlamentelor României și Republicii Moldova a fost una de sărbătoare. Deputații s-au prins simbolic într-o horă a unirii pe muzica maestrilor Gheorghe Zamfir și a lăutarilor lui Nicolae Bodgros. Prestația artiștilor a fost aplaudată de toți deputații. Dimineața, președinții Senatului și Camerei Deputaților din România, Florin Câțu și Marcel Ciolacu, au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, din centrul Chișinăului. Oficialii români au fost salutați de un grup de cetățeni care au scandat și au transmis mesaje unioniste. Mulțumim că mama a venit acasă! Am venit să mă bucur cu toți românii din Basarabia că am ajuns și sunt viu în ziua când din partea mamei a venit Parlamentul României, a venit la ea acasă în Basarabia. Cu ajutorul ei și cu puterea care este să ne unim românilor. Sfatul Țării a votat unirea și unirea de la Sfatul Țării din 1908 și n-a fost anulată până acum. Și noi vrem ca să ne unim cu patria mamă. Și dacă ne unim, noi deodată suntem în Uniunea Europeană. Ședința comună a celor două parlamente a avut și momente inedite. Muzica lăutarilor lui Nicolae Bodgros și cea a maestrului Gheorghe Zamfir i-a unit într-o horă pe deputații din România și cei din Republica Moldova. Ședința de astăzi a celor două foruri legislative românești are o importanță deosebită și este marcată de simbolism și susținere frățească. Cel puțin asta cred comentatorii politici, dar și deputații de pe ambele maluri ale Prutului. Asigurarea păcii în regiune și integrarea europeană a Republicii Moldova au făcut agenda discuțiilor bilaterale. Bine v-am găsit la Chișinău, bine ați venit de acasă, acasă. Trăim vremuri când cuvântul pace costă mai scump decât orice altceva în lume. Cine ar fi știut până la data de 24 februarie că cuvântul pace va avea o valoare atât de semnificativă? Noi trebuie să conștientizăm și tot mai multă lume înțelege că Uniunea Europeană este teritoriul păcii. Și Republica Moldova, mergând spre statutul de țară membră a Uniunii Europene, are toate șansele să vină în acest teritoriu al păcii ca noi. Îngrijorările de la Chișinău sunt împărtășite și de oficialii de la București, care sunt aproape de Republica Moldova. Într-o situație atât de complicată cum este cea din regiune, România și Republica Moldova aleg calea dialogului strâns pentru a-i asigura pe cetățenii din Republica Moldova că, indiferent de ce se întâmplă, nu sunt singuri. Deputații din România s-au referit și la parcursul european al Republicii Moldova, proces în care este puternic sprijinită de autoritățile de la București. Nu avem semnale la acest moment că ar exista obstacole sau nuanțe față de acordarea statutului de candidat. Da, Comisia Europeană în aviz face referire la o serie de reforme care trebuie în continuare puse în practică și finalizate. Elita politică de la Chișinău are
capacitatea și are șansa de a beneficia de asistența românească în acest domeniu. Să nu mai facă greșelile care s-au făcut la București pe parcursul procesului de integrare europeană. Comentatorii politici cred că ședința de astăzi nu a fost deloc întâmplătoare. A avut loc în ajun de summitul Consiliului Uniunii Europene și la doar o zi de la primirea avizului pozitiv de la Comisia Europeană. Republica Moldova se află la o răspântie într-un moment foarte, să zicem așa, critic al existenței sale și e nevoie de o susținere, de un ajutor și iată că acest ajutor, această susținere a venit din partea României. Atmosferă rustică cu muzică clasică la cea de-a 5-a ediție a Festivalului Descoperă, organizat la Rezervația Culturală Naturală Orheiul Vechi. La eveniment a venit și președintele Maia Sandu. Cine a însoțit-o, vă spunem imediat în telejurnal. Forțele de ordine îndeamnă participanții la evenimentele de mâine la calm și înțelegere. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Ciornăuțeanu, spune că atât cei care vor veni la Marșul Solidarității organizat de comunitatea LGBT, dar și cei care vor participa la concertul dedicat zilei absolventului, trebuie să evite conflictele și altercațiile. Șeful Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Viorel Ciornăuțeanu, a spus că duminică în Chișinău vor avea loc 3 evenimente care vor mobiliza la maxim forțele de ordine. Pentru fiecare eveniment, în funcție de numărul participanților, va fi asigurat cu acel număr de polițiști și nu doar polițiști, inclusiv și colegii noștri de la Inspectoratul General de Carabinieri, care va asigura măsura respectivă să nu aibă de suferit nici acei participanți, nici persoanele antrenate în trafic și nici polițiștii, cumva să nu fie supra-solicitați. În orice situație de risc, cetățenii sunt rugați să apeleze la serviciul 112. Cetățenii să evite de a se prezenta sau, la general, este interzis participarea acestora cu arme sau alte obiecte interzise la aceste manifestații pentru a evita alte riscuri și situații care cumva ar afecta negativ. Să evităm mesajele de instigare la ură și anumite agresiuni și, nu ultim, blocări de acces. Viorel Ciornăuțeanu a îndemnat părinții să nu-și lase copiii fără supraveghere, deoarece în ultima perioadă a crescut numărul accidentelor cu implicarea minorilor. Amintim că mâine urmează să se desfășoare Marșul Solidarității, organizat de către comunitatea LGBT+. Și simpatizanții partidului Șoră își propun un alt protest în centrul Chișinăului. În același timp, în Piața Mare a Dunării Naționale va fi organizat și un concert dedicat zilei absolventului. Captură importantă de țigări la Vama Costești-Stânca, un bărbat de 34 de ani, șoferul unui autocar de pe ruta Republica Moldova-Franța, a încercat să scoată ilegal din țară peste 66.000 de țigarete. El a fost prins aseară în urma unui control detaliat al unității de transport. Vameșii au găsit în locuri special amenajate, în părțile laterale și tavanul autocarului, 3.312 pachete de țigări de diferite mărci cu timbru de accize al Republicii Moldova. Marfa nu a fost declarată vameșilor, iar bărbatul va fi cercetat acum pentru mai multe fapte penale. Pe tarabele din piețe au apărut și legumele autohtone. În pofida crizei economice, prețurile sunt cam aceleași ca anul trecut, 30 de lei kilogramul de roșii și 20 de lei cel de castraveți. Producătorii se plâng de cheltuieli tot mai mari și speră să își poată recupera investițiile. Gănadie și Mariana Coțaga din satul Vasilcău, raionul Soroca, cultivă roșii și castraveți de aproape 16 ani. Se bucură în acest an de o recoltă bogată, începută astă iarnă în seră. Vindem de 2 săptămâni, dar munca s-a început de după sărbătorile de Crăciun. Roșiile acum se mențin până și că nu s-a așa de multe, că sunt roșii de grabă este 30 de lei, cam așa 30-35 la kilogram. Cheltuierile sunt mai mari anul ăsta și la sămânță, și la foc, și la peliculă, și la brațele de muncă și la totul mai mari. Legumele sunt crescute după o tehnologie veche, iar îngrășământul este organic. Chimicate nu folosim, pur și simplu le tratăm de boală,
insecte dacă avem și atât. Îngrășăminte folosim îngrășăminte organice, gunoi, perigunoi la animale, băligari. Agricultorii fac cu greu față concurenței străine de pe piață. Multe legume sunt aduse de peste hotare la un preț mai mic decât cel propus de fermierii locali. Ar fi bine să fie poate un control cumva, să nu fie adusă ta marfă străină pe piață. Bine iarna când nu suntem producători autohtoni, dar toată vara, toată toamna este adusă marfă din nu știu de unde, peste hotare. În satul Vasilcău din raionul Soroca sunt peste 50 de producători agricoli. După roșii și castraveți, în piețe urmează să apară și ardeii. Atmosfera rustică s-a împletit cu cea clasică la festivalul Descoperă organizat la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Concertul de deschidere i-a reunit pe aceea scenă pe sopranele Valentina Naforniță, Natalia Tanasiciuc și baritonul Andrei Jelihovski. Ei au fost acompaniați de orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. La eveniment au fost prezenți președintele Republicii Moldova Maia Sandu, care a venit însoțită de mama sa, prim-ministrul Natalia Gavrilița, dar și ministrul culturii Sergiu Prodan. Festivalul de muzică clasică în aer liber Descoperă a început cu un concert de excepție la care au participat artiști de operă din Republica Moldova, dar și de peste hotare. Artiștii au avut 2 ani de pregătire ca să ajungă până în ziua de astăzi și desigur vedem că și publicul este foarte dornic. Sala noastră improvizată este plină, așa că suntem siguri că vor fi cele mai frumoase și cele mai copleșitoare emoții. Pentru mine este o onoare să fiu astăzi aici la Festivalul de Muzică Clasică Descoperă. Pentru mine este și un debut, așa cum în acești 5 ani nu mi s-a întâmplat să fiu acasă. Evenimentul a fost așteptat cu nerăbdare de către publicul meloman. Dacă sincer, l-am așteptat câțiva ani de zile. Cred că pe ultimele le-am pierdut din cauza că eram ocupat permanent. Anul ăsta tare mult l-am așteptat și în ultimele zile am uitat și astăzi la radio mi-am adus aminte că am cumpărat bilete în ultimul moment și mă bucur că suntem aici. L-am așteptat, știu că au mai fost câteva ediții anterioare care au fost anulate inclusiv din cauza pandemiei și suntem bucuroase să fim aici astăzi. Festivalul va continua și în următoarele 2 zile, iar publicul și oaspeții de peste hotare vor avea parte de un program special. Sâmbătă, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici va duce într-o nouă prezentare artistică opera Carmen, iar duminică pe scenă va evolua ansamblul vocal din Georgia Batumi. Lipsit de 2 ani, dar organizat pe ultima sută de metri, într-o lună, acest program de 3 seri, care sunt sigură că va fi ceva fantastic și foarte neobișnuit, va fi foarte impresionant și în această seară aveți o gală de operă, îi vedeți pe toți artiștii pregătiți deja. Este o gală de operă, ariile de operă au fost alese de soliștii extraordinari care vor cânta în această seară, noi doar îi servim, noi îi acompaniem, vor fi arii cunoscute. Eu o să debutez cu uvertura operei Carmen, apoi va fi aria Toreadorului. Festivalul Descoperă este la 5-a ediție. La eveniment a participat și președintele alături de mama ei. Biletul pentru o singură zi de concert costă 400 de lei, iar un abonament pentru 3 zile 900 de lei. În Spania au ars 50.000 de hectare de vegetație, iar corespondentul TVR Oana Dobrescu a filmat o operațiune riscantă a pompierilor pentru a salva o localitate unde flăcările au ajuns până la casele oamenilor. Vedem și noi imagini peste câteva momente în telejurnal. În Ucraina, rezistența continuă la Severodonețk, iar rușii încearcă să străpungă frontul prin nord în încercarea de a prelua controlul total asupra Donbasului. Pentru prima oară de la descoperirea masacrului de la Bucea, se discută despre reluarea negocierilor dintre ruși și ucraineni în perioada următoare.
În timp ce la Severodonetsk soldații ucraineni rezistă împiedicându-i pe ruși să-și consolideze dominația în Donbas, aceștia încearcă o nouă strategie la sud de Izium, în speranța că vor putea strânge orașul rebel Severodonetsk într-un laț. Președintele ucrainean este moderat optimist în legătură cu situația de pe front, mai ales după vestea bună că executivul european a recomandat Consiliului acordarea statutului de țară candidată la aderarea la UE pentru Ucraina. Загалом тиждень був максимально корисним для України на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій, саме завдяки підтримці США. În timp ce se discută din ce în ce mai des despre oboseala pe care confruntările îndelungate o dau și scăderea apetitului Occidentului de a ajuta Ucraina cu arme grele, Vladimir Putin transmite de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg un ciudat mesaj de admirație la adresa poporului ucrainean. Ucrainski narod talentlivy i bezuslovny i potential bolshoy. Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется, и мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание, тогда неизбежно, вот я хочу это, чтобы было понятно, неизбежно восстановление отношений. Mesajul lui Putin ar putea avea legătură cu negocierile de pace suspendate după descoperirea masacrului de la Bucha. Potrivit agenției germane de presă DPA, ucrainenii ar fi dispuși să revină la masa negocierilor cu rușii în august, după ce vor fi lansat contraofensive în diverse zone controlate actualmente de ruși. 50.000 de hectare din Spania sunt amenințate de flăcări. Toate regiunile sunt în alertă din cauza caniculei, iar în jumătate din țară temperaturile depășesc 42 de grade, ceea ce favorizează extinderea incendiilor. Corespondenta TVR în Spania, Oana Dobrescu, a filmat o operațiune riscantă și contra cronometru a pompierilor pentru a salva o localitate din provincia Castellón, unde flăcările au ajuns până la jumătate din casele oamenilor. Ard hectare întregi în comunitatea valenciană, Catalonia, Aragon, Navarra, Castilla-La Mancha și Andalusia. Peste 2000 de persoane din 18 localități din Spania și-au părăsit casele din cauza incendiilor care le amenință locuințele. Ya las 3 y pico o así se ha girado el aire. Ya ha empezado a quemarse toda la parte de ahí y ya nos han dicho que nos, no sé, a las, ¿qué hora sería? A las 5 o así, ya nos han dicho que nos teníamos que salir de aquí. No sé, pero ya estaban las llamas ahí. Localnicii din Caudiel nu se vor putea întoarce la casele lor până când incendiul nu va fi controlat. Flăcările au ajuns până aici, la o distanță de aproximativ 10-20 de metri de casele oamenilor. Încă se văd focare fumegânde. Armata a intervenit în ajutorul pompierilor și se acționează din aer cu 3 elicoptere și 4 avioane pentru stingerea incendiului. Estamos recogiendo este material para ir a otro sitio. Si tiene que dar gente, pues toda la noche, hasta que esté totalmente extinguido. Fumul face ca aerul să fie irrespirabil. Mulți localnici poartă mască și privesc cu îngrijorare spre zonele afectate. 3 incendios, este a sido el más grande, el de esta zona de aquí bajo. El aire lo ha empujado hacia el pueblo, ha habido que desalojar la parte baja del pueblo. Como has visto, ha llegado casi a las casas el incendio, el fuego. În Zamora și alte 3 provincii din Catalonia, 50.000 de hectare sunt amenințate de flăcări, iar pompierii nu au reușit încă să controleze incendiul. Controversele continuă privind locul unde se va ține Eurovision 2023. Ucraina poate și ar trebui să găzduiască ediția de anul viitor, a declarat premierul Boris Johnson după o vizită la Kiev. Organizatorii concursului anunțaseră ieri că probabil Eurovision va avea loc în Marea Britanie, care s-a clasat pe locul 2 în acest an. Conform tradiției, evenimentul se desfășoară în țara câștigătoare, dar în condiții de siguranță. Britania s-a clasat pe locul al doilea la concursul din acest an, după ce grupul ucrainian Kalush Orchestra a câștigat competiția cu un număr mare de voturi primite din partea telespectatorilor europeni. Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, EBU, poartă negocieri cu BBC în legătură cu posibilitatea de a găzdui Eurovision 2023 în Marea Britanie.
Organizatorii au ajuns la concluzia că acesta nu poate avea loc în Ucraina din cauza conflictului armat cu Rusia. Premierul britanic, care a făcut a doua vizită surpriză la Kiev de la începutul invaziei, spune însă că situația s-a mai schimbat. I won't say it's completely jiving and buzzing and popping, but it is far, far more lively. People are much more confident, people out in the streets, people in cafes and restaurants in a way that they weren't even a few weeks ago. Ucrainienii au câștigat concursul, știu că și noi am avut un participant fantastic, ne-am clasat pe locul al doilea, a declarat Boris Johnson. Premierul britanic consideră că ar trebui să fie posibil ca Eurovision 2023 să aibă loc în Ucraina, întrucât mai este suficient timp. But the fact is, they won, and they deserve to have it. And I believe that they can have it, and I believe that they should have it. And I believe that Kiev or any other safe Ukrainian city would be a fantastic place to have it. And I very, very much hope that, is it the European Broadcasting Union? I hope the European Broadcasting Union will recognize that, because I don't think it... EBU a anunțat că în urma unui studiu de fezabilitate a ajuns la concluzia că postul public de televiziune din Ucraina nu poate asigura garanții de securitate pentru organizarea concursului în această țară. Cu toate acestea, televiziunea ucrainiană a dat publicității o declarație în care precizează că i-a fost negat dreptul de a găzdui concursul și a cerut suspendarea negocierilor inițiate de EBU privind alegerea unui nou loc de desfășurare a competiției. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți cu noi, unde în câteva clipe începe reportajul telejurnalului. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Svetlana Gore și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!